Etapa cu numărul 6 din play-out-ul Ligii Secunde la fotbal programează mâine la Motru confruntarea dintre Minerul și CS Mioveni. Gazdele au retrogradat în eșalonul al treilea, în vreme ce oaspeții și-au asigurat rămânerea în Liga a doua. Chiar dacă la momentul actual e greu să motivezi jucătorii în contextul în care jocurile nu mai au miză, antrenorul Marius Stoica speră într-o evoluție bună la Motru. Așa cum a făcut și în meciurile anterioare, tehnicianul argeșenilor va folosi și alți jucători din lotul pe care îl are la dispoziție. Stoica îi are acum la dispoziție pe Năstăsie și Cătălin Stan, reveniți după accidentările suferite. CS Mioveni se află pe locul al doilea în clasamentul din play-out cu 27 de puncte acumulate.